Sondajul de astăzi vine să răstoarne complet rezultatele studiilor anterioare. Astfel, potrivit barometrului opiniei publice lansat astăzi, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în viitorul legislativ ar accede 4 partide politice. Se pare că voturile persoanelor decise să meargă la vot se extind spre două poluri. Pe de o parte, PCRM ar obține 37% din voturi, urmat de PLDM cu 31% din sufragii. La cealaltă extremă se află Partidul Democrat, pentru care ar vota 14% din respondenți, iar în imediata apropiere se află Partidul Liberal, care ar obține 12% din voturi. Sondajul Barometrul Opiniei Publice a fost realizat de IMAS Chișinău la comanda Institutului de Politici Publice. Experții au calculat și numărul de mandate pe care le-ar obține partidele care ar ajunge în Parlament. Astfel, PCRM ar acumula 39 de mandate, PLDM 33, PD 16 mandate, iar PL 13 mandate. În rezultat, Alianța pentru Integrare Europeană ar obține 62 de mandate, iar PCRM 39 de mandate. Făcând o analiză a sondajelor, observăm că în studiul realizat de IMAS, PLDM urcă grandios, obținând cu 10% mai mult decât în studiile precedente. AMN coboară impunător, iar PD, pentru care în sondajul CBS AXA ar opta 19% din alegători, în studiul prezentat astăzi ar obține cu 5% mai puțin. Partidul Umanist, care, potrivit sondajului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, ar obține 4% din sufragii, în studiul de astăzi rămâne invizibil. Barometrul opiniei publice a fost realizat pe un eșantion de 1100 de persoane în perioada 17 octombrie-7 noiembrie și are o marjă de eroare de plus minus 3%.